24 de formatori din domeniul agricol vor participa în perioada 19-21 iulie la un program de instruire, irigare la scară mică și practici de agricultură adaptive la schimbările de climă, în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, implementat de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală și finanțat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Directorul de programe, cât și liderul de echipă AXA, Anatolie Fala, a declarat că scopul de bază a instruirilor este formarea profesională a consultanților regionali, care, la rândul lor, vor lucra la instruirea fermierilor în domeniul irigării, acceselor la sursele de finanțare, inclusiv pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Instruirile sunt pe parcurs la 3 zile, au aspect atât teoretic cât și practic, deci 5 module de instruire. Am dat start astăzi cu modulul ce ține de economie în agricultură și acces la surse de finanțare. Ulterior, într-a două jumătate zile, va fi desfășurat modulul de agricultură adaptivă sau cum fermierii ar trebui să reacționeze, deci să-și modifice producerea, tehnologiile, în dependență de acțiunea factorilor de mediu, astfel că să aibă și producții calitative, cât și cantitative sau recolte bogate. În cea de-a doua zi de instruire, formatorii se vor deplasa în teren pentru a face cunoștință cu aspectele practice în utilizarea eficientă a sistemelor de irigare. Noi, practic, vom demonstra sistemele de irigare prin microaspersiune cu deplasare manuală, irigare prin picurare pentru plantații de struguri de masă, pentru plantații de căpșuni și nemijlocit irigarea la culturile legumicole, la fel cu sisteme prin aspersiune, sisteme de irigare prin aspersiune. Împreună cu acești consultanți, care la rândul lor sunt la fel și fermieri, deci vom face diferite măsurări a umidității solului, a determinarea momentului optim pentru irigare și care ar trebui să fie normele de irigare, fiindcă apa costă bani, deci costă pomparea apei, sunt cheltuieli energetice și în final asta influențează la prețul de cost a producției. În cele din urmă, formatorii vor fi inițiați în subiectele de raportare contabilă și marketingul agricol în valorificarea producției hortilegumicole. Vom dezvolta subiectele ce țin de contabilitate și raportarea fiscală și momentele care sunt legate de modul de evidență în partidă simplă pentru gospodările țărănești, dar și pentru societăți cu responsabilitate limitată, iar într-a două jumătate a zile vom avea subiectele ce țin de marketingul asigurării cu mijloace de producție, ceea ce e legat de valorificarea producției pe piața internă, inclusiv premize pentru export. La finele instruirii va fi o totalizare și un test în baza căruia Unitatea de Implementare a Proiectului IFAD și AXA vor elibera certificate de participare și de formare de formatori. Unul dintre formatorii care participă la cursul de instruire este Victor Bărnaz, fermier din satul Chetrosu, raionul Drochia. El a menționat că cunoaște din propria experiență toate aspectele ce țin de instalarea și întreținerea sistemelor de irigare. De aceea este pregătit să ofere servicii de consultanță și altor agricultori care vor solicita sprijin. Ca fermier, eu cultiv struguri și căpșune, legume în sistem ecologic. O parte sunt pe teren protejat, o parte pe teren deschis și de-a lungul anilor am înțeles că principalul motiv pentru a produce o roadă bună și calitativă și bogată este sistemul de irigare. În viziunea lui Victor Bărnaz, cei mai vulnerabili în domeniul agriculturii sunt tinerii, care planifică sau deja au inițiat o afacere în domeniu. Din acest motiv, ei sunt prima categorie care necesită sprijin din partea colegilor mai experimentați. Îi văd pe tinerii care vin cu scânteieni în ochi să fac ceva. Și dacă nu au cunoștință și practică, atunci el se descurajează din primul an de activitate. Așa că noi trebuie să-i calculăm tot
ce are de implementat, ce input-uri îi trebuie pentru agricultură, ca să-și poată planifica corect afacerea și să o ia de la suprafețe mici. Proiectul îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, finanțat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost lansat în anul 2021. Obiectivul de bază al acestuia este de a permite agricultorilor din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistență la riscurile economice, de mediu și climatice. De asemenea, a asigura accesul acestora la piețe de desfacere. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, în țara noastră au fost înregistrate cel puțin 7 secete devastatoare și severe care au afectat între 50-75% din teritoriul țării și au compromis între 40-70% din producțiile culturilor agricole.